Un bărbat de 36 de ani din orașul Drăgănești-Olt s-a ales cu dosar penal după ce a fost surprins în flagrant delict în timp ce incendia deșeuri. Acțiunea bărbatului reprezintă infracțiune pentru care riscă până la 5 ani de închisoare. La data de 19 iulie 2022, în jurul orei 12, polițiștii și poliției orașului Drăgănești-Olt au surprins în flagrant delict un bărbat în vârstă de 36 de ani din orașul Drăgănești-Olt, în timp ce ar fi incendiat lângă o rampă de gunoi de la ieșirea din localitate, în apropiere de vegetație uscată, aproximativ 10 kg de deșeuri ce conțineau sârme din cupru, arderea acestora de gaj în nor de fum negru și dens. Bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri, iar pe numele acestuia polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incendiere a oricărui tip de deșeu și sau substanță sau obiect, fiind continuate cercetările în vederea administrării probatoriului și dispunerii de măsuri legale. Conform articolului 66 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu amendă următoarele: eliminarea deșeurilor care au făcut obiectul transferului în spații neautorizate sau prin constituirea de depozite ilegale, neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, transport sau eliminarea deșeurilor periculoase, incendierea oricărui tip de deșeu sau substanță sau obiect, îngroparea deșeurilor, precum și eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate.